tuturor să pună pe primul loc sănătatea, respectând instrucțiunile autorităților, iar dacă au nevoie imobiliare în această perioadă, în primul rând să acționeze cu calm, să nu ia decizii pripite. Doi, să apeleze cu încredere la un agent imobiliar, ideal telefonic, că asta e perioada cu care ne confruntăm. Într-o perioadă ca aceasta, profesioniștii din domeniul imobiliar sunt mai căutați și mai apreciați. Ei își aduc aportul oferind consultanță, oferind soluții și toate astea dintr-o poziție obiectivă, cum spuneam și mai devreme, având experiență și având mult mai multe informații despre piață decât ar putea avea un cumpărător sau un vânzător. Dacă agenții imobiliari mai sunt și instruiți să ofere servicii de reprezentare exclusivă, adică să reprezintă o singură parte într-o tranzacție, oferind astfel loialitate clientului care l-a angajat, transparență tuturor părților implicate în tranzacție și colaborând cu toți ceilalți colegi de breazlă, cu atât mai eficient și mai apreciat vor fi. Și o ultimă recomandare ar fi ca împreună cu profesionistul ales din domeniul imobiliar să stabilească cele mai bune strategii pentru nevoia lor imobiliară, astfel încât când lucrurile vor reveni la normal să poată acționa, câștigând astfel timp prețios, poate chiar o lună, două, câștigând acest timp și putând rezolva nevoia imobiliară mult mai rapid și mult mai eficient.